Salutare și bun venit pe canal de YouTube Cezar Machidon Outdoors Living. Iar în acest video o să vă povestesc despre 10 sfaturi pe care să le iei în considerare atunci când pleci într-o drumeție. Fie că este o drumeție pe munte, fie că este o drumeție oriunde într-un cadru natural, aceste sfaturi îți pot fi de mare folos. Ordinea prezentării nu reprezintă și importanța acestora, toate sunt extrem de importante și nu acestea sunt singurele lucruri pe care trebuie să le iei în considerare atunci când mergi într-o drumeție. Foarte ușor se mai poate face încă un video cu top 10 sfaturi, încă un video cu top 10 sfaturi. Sunt foarte, foarte multe lucruri pe care trebuie să le iei în considerare pentru a avea o călătorie de care să te bucuri și o călătorie care să-ți ofere siguranță și confort. Numărul 1. Încălțările. Încălțările reprezintă unul dintre cele mai importante elemente atunci când pleci într-o drumeție. De ele depinde mare parte din confortul pe care ți-l oferă sau nu călătoria în care ai plecat. Este foarte important să ai încălțămintea adecvată pentru vremea și pentru relieful pe care te deplasezi. Esențial să ai încălțări care să aibă membrană Gore-Tex, să protejeze împotriva umezelii și să aibă o talpă potrivită pentru zona de relief, pentru mediul în care ești. De exemplu, dacă ești într-o mică plimbare de o zi sau de jumătate de zi, poți foarte ușor să folosești încălțări de genul ăsta, niște Adidas de alergare montană, cu talpă foarte ușoară, cu gleznă joasă, nu îți oferă confortul necesar pentru o călătorie rapidă, fără bagaj în spate. Dacă vrei să pleci într-o călătorie de mai multe zile în care ai un rucsac greu, ai nevoie de un bocanc mai rigid, un bocanc cu talpă mai solidă, un bocanc care să-ți oferă aderență pe stâncă, dacă mergi pe stâncă. Iar dacă pleci iarna într-o drumeție pe munte, ai nevoie de niște bocanci adecvați pentru zăpadă și pentru temperaturile de iarnă, cum sunt aceștia din imagine. Deci, mare grijă când vă alegeți încălțările. Țineți cont de toate aceste aspecte și alegeți-vă încălțările potrivite pentru călătoriile pe care le faceți. Punctul numărul 2, legat tot de încălțări. Un hack, să zic așa, pe care nu l-am aflat din nicăieri, l-am descoperit pe propria piele și este extrem de eficient. Oricât de bune ar fi încălțările tale și oricât de performant ar fi membrana Gore-Tex, la un moment dat, după mai multe zile de călătorie, în interiorul bocancului se va forma umezeală. Fie că este de la transpirația piciorului, fie că este pătrunsă din exterior, după un anumit timp tot o să ai umezeală în bocanc. Pentru a crește confortul în această situație, este foarte important să ai cu tine niște branțuri sau tălpiși de rezervă. Un hack foarte simplu, un hack pe care l-am descoperit prin propria mea experiență și l-am găsit foarte, foarte util. După 2-3 zile, când bocancul e umed, schimbi tălpicii și îți creezi nou un confort cât de cât ok în interiorul bocancului. Cei umezi se vor usca și poți să-i rotești așa la 2-3 zile. Punctul numărul 3, rucsacul. Câteva caracteristici de care trebuie să ții cont atunci când îți iei un rucsac de drumeție. În primul rând, ai nevoie de un rucsac foarte ușor, un rucsac care să-ți ofere un confort sporit pe distanță și pe perioadă cât mai lungă. Dar greutatea rucsacului trebuie să fie într-un raport echilibrat cu confortul pe care acesta îl oferă. De exemplu, rucsacii de alpinism sunt foarte ușori, dar au un confort foarte scăzut la greutate mai mare. Deci mare atenție câtă încărcătură, ce greutate puneți, are bagajul pe care îl puneți în rucsac. De exemplu, acest Osprey Exos de 58 de litri este gândit să ofere un confort undeva cu o încărcătură maximă de 14 kg. Dacă eu pun 18 kg în acest rucsac sau 20 de kg în acest rucsac, voi avea dureri de umeri, iar drumeția va fi un adevărat chin. Mare, mare grijă atunci când vă încărcați rucsacul, mare grijă în organizarea bagajelor și mare grijă în alegerea rucsacului potrivit. De asemenea, rucsacii performanți sunt gândiți și ei pe mărimi, sunt gândiți pe genuri, pentru spate de bărbat, pentru spate de femeie. Luați în considerare și acest aspect. De exemplu, modelul acesta are 3 mărimi S, M, L în funcție de înălțimea persoanei pe care o poartă. De exemplu, peste 1,85 m e mărimea L. Peste până într-un metru 85, între 1,75 m și 1,85 m e mărimea M. Sub 1,75 m e mărimea S. Sunt specificații extrem de importante de care trebuie să țineți cont atunci când vă alegeți rucsacul. Punctul numărul 4. Jacheta
de vânt și ploaie, adică hard shell-ul. Aceasta nu trebuie să lipsească niciodată din bagajul de călătorie. Fie că este o drumeție de o zi, fie că este o drumeție de o săptămână, fie că este vară, fie că este iarnă. Cele mai multe cazuri de hipotermie pe munte se întâmplă pentru că această piesă de echipament lipsește. Deci, niciodată nu pleci la munte fără o protecție de ploaie și vânt după tine. Chiar dacă pleci pentru o zi, nu se știe cum se schimbă vremea. Sus poate fi vremea foarte schimbătoare, foarte, foarte greu de anticipat. E un obiect ușor, un obiect care nu ocupă mult spațiu, nu ai niciun motiv pentru a nu-l căra după tine. 5. Bețele de trekking sau bețele de călătorie. Aceste bețe, deși pot părea incomode și dacă nu ai mers cu ele până acum, se pot părea ineficiente și inutile, ei bine, de fapt, treaba stă tocmai invers. Aceste bețe pot fi foarte, foarte utile în călătoria pe munte. În primul rând, îți oferă ritm și consistență în mers. Îi mergi mult mai bine și mult mai mult atunci când, din propria mea experiență, eu asta am observat cam un ritm și un spor la mers mult mai ok atunci când folosesc bețele. În al doilea rând, te ajută foarte mult la coborâși și la urcări atunci când, mai ales dacă ai probleme cu încheieturile, cu genunchii, să îți oferă un echilibru mult mai mare în zonele periculoase, pot fi extrem de utile și din acest punct de vedere. Al treilea beneficiu este că te poți apăra de câinii de la stână. Da? Al patrulea beneficiu este că având aceste bețe la tine, poți folosi un cord pole standing, adică un cord care să se întindă cu ajutorul acestor bețe și atunci, și acele corduri sunt extrem de ușoare și atunci bagajul tău poate fi mult mai confortabil. Și ultimul beneficiu pe care îl pot avea aceste bețe, mai ales în zonele alpine, zonele de stâncă, aceste bețe merg mereu înaintea ta. Și pentru că sunt mereu cu un pas înaintea ta, ele transmit vibrații mult mai puternice în stânci, în pietre, decât îl transmite talpa bucancului, și șerpii, viperele, care sunt periculoase la noi în această situație, simt aceste trepidații, pentru că sunt foarte sensibile la vibrații, viperele simt aceste trepidații din timp și se pot feri din calea ta. De asemenea, la fel poți să verifici zonele inaccesibile, dacă trebuie să te cațe pe o stâncă, poți întâi să lovești zonele pe care nu le vezi, le lovești cu aceste bețe. Dacă e vreo viperă, aceasta va fugi și poți să te cațe cu încredere mult mai mare. Punctul numărul 6 este despre hidratare. Să nu-ți faci un obicei de a bea apă doar atunci când îți este sete. Când îți este sete, corpul deja este deshidratat. Mereu trebuie să te hidratezi în mod regulat, la o oră, la două ore, la jumătate de oră, cum îți este ție confortabil, să nu aștepți să ți se facă sete. Corpul pierde foarte mult lichid atunci când face efort și trebuie să suplinești pentru a fi mereu energic și plin de și avea un tonus ridicat pe munte. Numărul 7. Consultă vremea și traseul mereu când pleci în natură. Nu pleca niciodată fără să vezi vremea cât mai precisă, din mai multe surse. Nu pleca niciodată fără să consulți traseul, să vezi exact pe ce traseu trebuie să mergi, să vezi exact care sursele de apă, să vezi exact care sunt adăposturile de care te poți folosi de-a lungul traseului. Foarte, foarte important să stăpânești toate aceste informații înainte de a pleca acasă. Fă un research cu câteva zile înainte și vei avea o călătorie mult mai confortabilă din punct de vedere psihologic. Punctul numărul 8. Lanterna frontală. Foarte multe cazuri în care turiștii rămân noaptea pe munte și sună la salvamont pentru că nu se mai pot orienta din cauza faptului că nu au lanterna frontală la ei. Lanterna frontală este foarte ușor de utilizat, foarte ușoară, foarte mică, nu ocupă spațiu, dar extrem de utilă pe timpul nopții. Nu se știe ce se poate întâmpla pe traseu, chiar dacă nu ți-ai propus să rămâi peste noapte. Se poate întâmpla ceva care să-ți dea planurile peste cap. Muntele, natura este foarte imprevizibilă și dacă te-ai trezit că trebuie să petreci noaptea sau o parte din noapte pe traseu și nu ai o lumină cu tine, lucrurile sunt foarte, foarte grave. Devine o situație destul de critică.
Așa că nu plecați niciodată la voi fără o lanternă frontală, nu lanternă de mână, lanternă frontală, pentru că lanterna frontală stă pe cap, merge mereu lumina în direcția privirii, iar mâinile sunt libere. Poți să ții bețele de trekking în mână, poți să faci alte activități cu mâinile, nu ai mâinile ocupate ținând lanterna. Plus că nu risci să o scapi, să o pierzi, ea este mereu prinsă de cap, stă în siguranță și îți oferă lumina de care ai nevoie de-a lungul traseului. Punctul numărul 9. Grupuri mici și silențioase. Recomand călătoria în acest fel în natură, oriunde în natură, mergeți în grupuri mici și silențioase. Nu deranjați natura, nu faceți zgomot. Natura este despre liniște, este vorba despre relaxare, este vorba din mediul total opus orașului, total opus zonelor hiperindustrializate. Așa că încercați să vă integrați și voi în natură, respectând acest principiu și călătorind în grupuri mici și silențioase. Și aici pot să adaug și un sfat bonus. Pe cât de bine este să fii silențios atunci când ești în natură, pe atât de important este să știi să fii zgomotos în anumite momente. De exemplu, atunci când mergi într-o zonă sălbatică, într-o zonă unde te poți întâlni cu urși, este foarte important și ești pe o porțiune cu vizibilitate scăzută, fie că este un desiș, fie că este un jnepeniș, fie că sunt niște stânci pe lângă care trebuie să treci și nu ai vizibilitate, e bine că atunci să-ți faci simțită prezența pentru a evita o eventuală întâlnire cu un animal care la fel nu te poate simți din cauza vizibilității scăzute. Foarte important să țineți cont de lucrul ăsta, de altfel este probabil primul sfat pe care pot să-l dau celor care se tem de urși și nu vor să se întâlnească cu urși în natură. Faceți-vă simțită prezența atunci când nu aveți vizibilitate. Înainte de a ajunge la ultimul punct, vreau să vă spun că dacă vreți să aflați mai multe informații de acest fel de la mine, vă invit la cursurile de camping, bushcraft și drumeție pe care le țin. Las e-mailul în descrierea de mai jos, dați-mi un mesaj pe adresa de e-mail sau verificați linkul de cursuri de la mine de pe site și vedeți când are loc următorul curs și vă aștept cu drag și dacă îmi trimiteți e-mail vă trimit cu drag toate informațiile despre următorul curs, despre camping, drumeție și bushcraft. Acoperim toate informațiile de bază despre aceste domenii. Numărul 10 ține de base layer-ul. Este foarte important să știm că trebuie să ne îmbărcăm în straturi atunci când mergem pe munte și base layer-ul este primul strat care vine în contact cu pielea. Foarte important ca acest strat să fie dintr-un material confortabil și un material care să se usuce ușor atunci când ești ud, dacă te plouă sau dacă ești sau de la propria transpirație. De asta primul material și cel mai bun material care este recomandat este lână merino, așa cum este și această bluză pe care o vedeți pe mine. Dacă nu folosiți merino, folosiți sintetic. Niciodată, dar absolut niciodată, cu nicio excepție, nu folosiți bumbac pe munte atunci când mergeți în natură să faceți efort, să faceți o drumeție fără bumbac. Niciodată cu bumbac, mai ales ca prim strat. Fie că e o bluză de genul ăsta, fie că este un tricou de genul ăsta, care e tot de merino, acestea sunt cele mai bune materiale și cele mai bune haine pentru stratul de bază și nu vă recomand altceva. Asta e cea mai bună alegere, fără îndoială. Cam despre asta e vorba. Am încercat să vă prezint 10 sfaturi utile pentru drumețiile în natură. Sper că ați găsit informații folositoare în acest video. Rămâneți pe canalul de YouTube, apăsați pe subscribe dacă nu sunteți abonați și ne vedem în curând la următoarele videouri. Toate bune!